Trebuie să recunosc că am revenit într-un loc unde n-am mai fost de vreo 3 ani și unde mi-a fost tare drag prima dată. Sunt convins că la fel o să o fie și dumneavoastră și astăzi. Suntem în Sălbăgel, în zona de dealuri a județului Timiș, undeva lângă Lugoș, aici unde am regăsit acel cuplu de tineri frumos, tare fain, care și-au înființat din propria lor dragoste pentru animale o fermă de măgărițe. În urmă cu vreo 3 ani de zile erau vreo 50 de capete. Acum deja sunt mult mai multe suflete, înseamnă că se iubesc și mai mult și îi salutăm încă o dată pe Raluca Rusnac și pe Andrei Cuț, cei care sunt vinovați pentru vizita noastră și sper eu pentru următoarele minute de plăcere pentru dumneavoastră. Au trecut 3 ani, am învățat multe, cum e, ce s-a mai întâmplat atunci? În primul rând, bună ziua și bine v-am regăsit, v-am așteptat cu drag la noi. Da, s-au întâmplat foarte multe chestii frumoase, să zic așa, în ferma noastră. Am avansat destul de bine, zic eu, în acești 3 ani. Suntem mulțumiți de ceea ce avem în momentul de față și continuăm să avansăm cât mai mult cu laptele de măgăriță. Câte măgărițe sunt acum în jurul vostru, Raluca? Undeva la 100 de capete. Măgărițe. Măgărițe, da. Și așteptăm fătările mai un pic, fătările de toamnă. Anul ăsta au fost fătări? Da, avem 11 fătări, dintre care doar două mânze, două fetițe. Restul măgăruș. Da, din păcate se mulțesc destul de greu, dar ne bucurăm de ei așa cum sunt și câți sunt. Andrei, s-a dublat efectivul. De unde? Avem undeva la 80 de mame mature care pot da naștere. O dată la an, bineînțeles, și ne-am înmulțit din propriile noastre măgărițe. Nu am mai achiziționat nici un măgar din altă parte sau altă zonă. Și alte schimbări în fermă? Ai fost nevoit să construiești încă un saivan? Nu mai aveai unde să-i ții. Da, bineînțeles că am început construirea unui nou saivan și prelungirea celui vechi. S-au dublat și costurile la fânețe, la cereale, dar e înspre bine. Cât de greu este să crești măgărița? Este un pic dificil, pentru că, ca și la orice muncă, trebuie interes și seriozitate. Dar noi putem să spunem că nu ne este greu acum, pentru că atunci când faci ceva din plăcere și din dragoste pentru afacerea care o ai, totul merge bine, trebuie să ai dragoste de animal, trebuie să-l iubești, să-l îngrijești, să-l crești, să-l protejezi. N-aș fi crezut că măgărușii și măgărițele sunt atât de sociabile și atât de plini de dragoste pentru oameni. Iată, prieteni adevărați. Desigur, ele sunt foarte istețe, chiar și uneori și foarte încăpățânate. După cum ați văzut, dacă avem cereale sau ceva prin buzunare, ne caută, nu ne lasă. Sunt foarte istețe și oferă ce... Geloase? Primesc. Da, să știți că sunt geloase, uitați după cum vedeți și acum. Cere să o mângăiem și să-i dăm să mănânce ceva, dar acum trebuie să le tratăm pe toate cu egalitate, să nu le iubim mai mult pe nicicare dintre ele. Aici e mai greu când e vorba de Raluca. Raluca e geloasă vreodată? Pe atâtea suflete în jurul lui Andrei? Nu, fiindcă e o iubire care trebuie să oferi, nu ai cum să fii gelos pe un animal. Dacă mai stă el uneori peste program sau trebuie să plecăm undeva și zic, hai Andrei, că trebuie să ne grăbim și el, stai un pic, că mai stau un pic cu ele. Te-ai gândit vreodată că ai schimbat total registrul vieții tale venind într-o asemenea Poate fermă? Puțin. Eu am crescut la țară, am crescut pe lângă animale, dar la liceu m-am mutat la oraș. Atunci acum m-am desprins din nou de viața de sat, dar îmi place mai mult aici. Viața la sat pentru mine e liniște. Merg la oraș. Te vezi plecând de aici? Nu. Poate în alt sat sau, dar în niciun caz nu cred. Merg la oraș. Merg la oraș cu comenzile și livrările, dar tot de-abia aștept să ajung acasă. Liniște, între măgărițe, cu cățelușii și pisicuța noastră, dar aici e viața. Care sunt problemele care apar zi de zi? Suntem un pic asolicitați neavând personal de lucru. Nu găsim oameni ca să ne facă treburile fizice.
Adică curățarea grajdului, pășunatului, să lucreze pe lângă fermă, tot ce ține de fermă. Și atunci toate lucrurile care țin de fermă, de lapte, de livrat, de birocrație, acte, tot ce trebuie, astea ne ocupăm noi. Și atunci un pic ne este peste măsură, dar chiar și așa reușim să rezolvim orice problemă și mergem înainte. Cât de bolnăvicioși sunt? Ați avut probleme din punct de vedere medical cu ele? Anul ăsta, mulțumim lui Dumnezeu, ne-a ferit destul de mult de probleme și am avut foarte puține, să spunem așa. Am avut doar două decese la pui, la măgărițe. S-au fătat prematur. Și medicamentație pentru ele? Măgărițele fată. Și atunci, după fiecare gestație, noi le deparazităm atât extern cât și intern. După care nu le protejăm undeva la o lună, două, nu ne atingem de ele, lăsăm mamele cu pui, nu le mulgem, nu le folosim la nimic. Le hrănim doar și le pregătim pentru lunile de lactație care urmează. Câte luni de lactație oferă o măgăriță? După ce dă naștere unui pui, 6 luni este bun laptele. Din la prima perioadă după naștere lași tot laptele puiului. Da, undeva la 5 luni, chiar uneori 4, că sunt măgărițe care ne fată și pui înainte de termen și atunci trebuie să-i ajutăm mai mult timp. Dar undeva la 4-5 luni folosim laptele pentru lactație. Mulgeți zilnic? Da, în fiecare dimineață mulgem, doar o dată pe zi. Și laptele este proaspăt, îl livrăm în aceea zi în care îl mulge. E mult de lucru cu ele, sunt convins de acest lucru. Cine mulge? Doar eu le mulg, acum. Uneori la nevoie mare, când mai avem ședințe sau se ivește o problemă la care trebuie să merg eu, este viitoarea mea soție, Raluca, care ea se ocupă de muls, le trimite la apă. Diferență mare între ele. Ca și lactația. Da, este diferență între ele. Avem măgărițe care dau și un litru, avem măgărițe care dau și jumătate de litru, 700 de mililitri între ele. Acum nu este fix. Raluca, ce le dați de mâncare? Porumb, ovăz, lucernă iarna, lucernă în mare parte iarna, pânețe, dar porumb, ovăz, morcov, le mai dădeam mere, pere. Pe timp de iarnă. Nu sunt pretențioși. Nu, mănâncă orice. Uneori îți mănâncă și mâncarea ta dacă te prind, deci nu putem. Mai dacă venim... au ajuns să te caute în buzunare, dar da. Când zice Andrei, nici da. Nu mă miert. Când suntem pe fugă, mai venim uneori cu sandwich-ul, ne luăm la noi, că suntem aproape de casă, dar nu putem să mâncăm pe lângă ele, că tot vor ele. Și aveți și niște câini de pază tare, tare faini. Da, unul că... chiar mai nou intrat în fermă. Da. Avem un câine pichinez, să-i spunem așa. Vrem să-l integrăm la noi în fermă, să ne apere măgărușii. Cât este el de mic, să știți că are o inimă foarte mare și este mereu agitat, mereu este cu ochii în patru. Nu se lasă obosit niciodată. Spune-mi, te rog, că avem în vedere că e o zonă de dealuri, de păduri, probleme cu animalele sălbatice? Sunt animale sălbatice, există lup în zona asta, sunt foarte mulți șacali, dar noi nu am avut probleme până acum, mulțumim lui Dumnezeu, suntem în siguranță și să știți că măgarii sunt o pază bună și pentru animalele care atacă. Adică pentru șacali, lupi, sunt destul de buni măgarii. Ei singuri se pot proteja și... Nu mai este nevoie să intervenim noi cu... Se apără singuri? Da, se apără singuri. Și alți căței, dacă vin la căței noștri să-i bată sau ceva, se iau cu gura, îi alungă, nu? Deci nu acceptă altceva persoană străină în fermă. Fermele de măgărițe au luat, eu știu, o amploare destul de mare în ultimii ani de zile, datorită calității laptelui de măgăriță despre care vom discuta mai târziu. În ce măsură autoritățile, Sistemul Național de Agricultură, recunosc acest lucru? Din păcate, este foarte puțin cunoscut la noi în țară, pentru că animalul este catalogat ca animal de companie. Nu este, măgarul nu este ca și oaia, un animal de producție. Nu... Bun, dar produce lapte, ar trebui recunoscut acest fapt și poate că ar trebui să intre în sistemul de ajutor pentru toți fermierii care cresc măgăruși.
sperăm pe viitor, sperăm să se rezolve această problemă și... E adevărat că România e singura țară din Europa care nu vine cu ajutor în creșterea sinilor? Da, România e singura țară din Europa care nu oferă un sprijin, adică subvenție, nu oferă subvenție la cap de animal. Se asigură doar hectarul de teren pe cap de animal din partea APIE. Aici n-ați avut probleme vis-a-vis de concesionarea pășunilor pentru hrana lor la primărie, nu? Nu am avut. Este în regulă, avem pășune, avem destulă pășune pentru ei, chiar și la animale și la oi avem pășune, este în regulă. Atunci când nu e Andrei, cum te descurci? Nu ascult atât de tare de mine. El nu mă fluieră și deja toate la saiba, nici nu mă chinui, nu mai stau la ușă și ei intră. Dar asta, că nu... Sunt foarte atașată de el și atunci de el ascultă cel mai mult. Și căței, și măgărușii. Dar în rest, nu. Alte probleme. O chestiune tare, tare simpatică este faptul că fiecare suflet are un nume. Desigur, fiecare măgăriță, chiar și cea din, de lângă noi. Care este? O cheamă Cristina, ea e fiica lui Monica. Monica fiind nașa noastră. Și chiar le recunoști pe toate când le vezi? Desigur, le recunosc pe fiecare în parte. Fiecare animal are o poveste în ferma noastră. Care ți-e cea mai dragă? Mi-e greu să zic asta. Dar... Acum 3 ani spuneai de puica. Mi-e greu să zic asta pentru că fiecare dintre ele îmi sunt dragi. Fiecare are ceva frumos în felul ei, în forma ei. Chiar dacă diferă foarte mult culorile lor, lungimea lor, înălțimea lor, dar preferata mea, să zic așa, cu care am început, este veterana Puica. Așteptăm anul prima ăsta. Prima dragoste nu se uită, să știi. Exact, prima dragoste nu se uită niciodată și ea fiind gestantă acum, așteptăm o fetiță din partea ei. Din nou? Câți ani pot fi gestante măgărițele? Dacă sunt tratate corespunzător și îngrijite, undeva la 15-16 ani pot da naștere la un pui, până la 15-16 ani. Se poate trăi dintr-o fermă de măgărițe? Da, se poate trăi dintr-o fermă de măgărițe, dar trebuie seriozitate, muncă multă, concediile aproape s-au subțiriat la noi, aproape deloc, suntem mai mereu pe lângă ele, noi mulgem, noi livrăm, noi ne ocupăm de alimentația lor, de pășunarea lor, chiar... Avem gard electric, terenul este împrăjmuit cu gard electric, dar și așa trebuie controlat în caz de nu este rupt un fir, să nu iasă, ca să nu avem probleme cu cei care au culturi de porumb, de diferite cereale. Dar ei sunt destul de năzdrăvani, mai și rup firul, așa-i? Da, am avut o măgăriță șmecheră, o cheamă Sibianca, fugea direct în porumb, în porumbul vecinului nostru. Cum e cu desfacerea, Raluca? Momentan e bine. La început a fost un pic mai greu, dar acum putem să zicem că e mai bine, mulțam lui Dumnezeu. Reușiți să vindeți tot ceea ce mulgeți? Da, în unele zile da, în unele zile nu, atunci mai bem și noi. Vă mai vine și vouă rândul. Da, da, dar e bine, e bine. Momentan ne menținem cât putem, nici nu am vrea să ne întindem. Cum a zis și Andrei, nu avem alt personal care să ne ajute și... Încercăm să ne descurcăm cât putem. Și o iei așa din bloc în bloc, din casă în casă, acolo unde ai abonații tăi, unde ai clienții vechi? Da, da. La domiciliu, alții care nu sunt acasă sau sunt la muncă, le ducem unde sunt. Și de unde până unde desfaceți raptele? De la Caransebeș și la Timișoara? Da, Caransebeș, Reșița, satele învecinate, Timișoara, Lugoj, satele învecinate. Comunele de aici, din zonă, da. Județul Caraș și Timiș, în special. Și dorim pe viitor ca să ne extindem și pe județul Arad. De ce nu? Am înțeles că sunt cereri și de acolo. Da, pentru că sunt cereri și putem avea o bună desfacere acolo, zic eu. Dar numai în doi mai greu. Trebuie ajutor un pic. În doi mai greu, de aceea începem. De fapt, amândoi urmează să ne căsătorim și avem nunta în toamnă. Și sperăm să ni-l dea Dumnezeu și pe al treilea membru în familie. Deja i-ați pregătit să-l puneți la lucru. Cât despre
Laptele de măgăriță are nenumărate calități, poate unele cunoscute, altele necunoscute de noi. Este foarte ușor de acceptat de copii, îi ajută foarte mult la digestie, mai ales în cazul copiilor care au probleme cu constipația, cu diaree, le reglează tractul. Și este foarte ușor acceptat de persoanele cu intoleranțe la lactoză. Am avut foarte mulți clienți care nu puteau consuma lapte de capră, de vacă, de oaie, deoarece aveau intoleranță și laptele de măgăriță l-au acceptat foarte ușor. Laptele de măgăriță crește imunitatea. Asta este cel mai important din corpul nostru, pentru că dacă avem imunitate, putem lupta cu orice fel de bacterii sau viroze sau gripe. Și cum trebuie să-l păstrăm? El este ușor de păstrat. Ideea e că trebuie ținut la frigider, 3-4 grade maxim. El fiind proaspăt și nu se fierbe. Nu se fierbe, nu e se foarte fierbe. Important. Foarte se consumă mai așa important. Crud, da? Se consumă crud, se ține strict la frigider și are valabilitate până în 7 zile maxim. Deci el în 7 zile trebuie consumat crud. Cât se consumă, Andrei, zilnic? Că și aici e o chestiune importantă. Dimineața pe stomacul gol, copiii consumă 100 de mililitri și după consumarea laptelui nu trebuie să mănânce undeva la jumătate de oră nimica. Și este chiar un tratament foarte bun. Bun, acum vreau să vă întreb pe amândoi. Au trecut deja vreo 4 ani și jumătate, 5 ani de când ați pornit această afacere, acest business, această fermă împreună. Ce urmează în afară de căsătoria voastră din octombrie? Raluca. Să ne dezvoltăm cât mai mult pe plan deci, profesional. Mai mult și mai mult, mai creștem? Mulți, da, creștem. Dar cu Andrei am vorbit că vrem să creștem din producția noastră. Dacă mai vedem noi o măgăriță frumoasă și am vrea să cumpărăm, dar momentan să creștem din ferma noastră. Până câte capete crezi tu, așa fără să ne uităm la Andrei, că ți-ar plăcea să ai ferma de măgăriță? Așa, după tine, fără să ne uităm, fără să-l întrebăm pe șeful. 200, 300, eu cred că am fi capabil. Și mai ales cum e Andrei, cu iubirea lui de animale, 100%. Dacă găsim și personal, fără hai, nicio problemă. Hai să vedem dacă am avut și dreptatea. Gândul meu este să mă dezvolt cât mai mult, dar nici peste puterile mele. Peste puterile noastre, să zic așa. Vrem să avem măgărițele sănătoase, să putem să ne vindem laptele care îl producem, să avem desfacere la piață, pentru că, cum vă zicea și Raluca, eu n-am mai acceptat să cumpăr măgărițe din alte părți, pentru că măgărițele noastre sunt tratate, avem analizele din sânge luate pentru anemie și pentru diferite boli, sunt microcipate și ne dorim să mergem cu ele înainte, avem o formă foarte bună de măgărițe, sunt foarte bune lactație, sunt foarte mâncătoare, sănătoase. Sunt crescute de voi și vă ascultă. Un proiect european poate există? Nu am găsit un proiect european la ceea ce facem noi, dar pe viitor cine știe. Dacă se poate accesa un proiect și la o fermă de măgărițe, vom încerca, nu vă dați la o parte. Vom încerca să fim primii. Cât ar trebui să fie de mare ferma ca, după calculele și după experiența ta din anii ăștia, în așa fel încât să puteți să vă întrețineți singuri, să creșteți singuri, să aveți o viață mai bună? Undeva la 200 de măgărițe, cred, că ne pot întreține, atât pe noi cât și pe ele. Pentru că noi cerealele și fânețea, lucerna, o cumpărăm. Deocamdată nu avem timpul necesar ca să o producem singuri. Nu mă rămâne decât sincer să vă doresc tot succesul din lumea asta, să rămâneți cu dragostea pentru voi și pentru animale, să fiți sănătoși, să ne mai primiți pe la voi. Mulțumim pentru vizită. Mulțumim pentru vizită și vă mai așteptăm, de ce nu, și mulțumim. Altă dată. Doamne ajută. Doamne ajută.